cu acest videoclip este o karmă negativă ceva, pentru că este a doua, chiar a treia mea tentativă de a filma și nu sunt mulțumită de ceea ce iese, dar zic eu că de această dată o să vadă lumina YouTube-ului acest clip. Dacă nu, it is what it is, renunț. Oricum, pot să refilmez la infinit, mai bine de atât nu cred că o să iasă. Vă spuneam, hai să încep așa cu o paranteză. Vă spuneam acum vreo lună într-un live pe YouTube că vreau să fac acest clip parfumuri lansate în anul meu de naștere și am făcut și o comandă în sensul acesta. Am filmat imediat atunci că a venit super repede comanda de pe Sole, am filmat, nu mi-a plăcut, am șters, am anulat tot, zic lasă că refilmez, refilmez și uite că a trecut o lună și eu n-am mai urcat clipul pe YouTube. O să mă întrebați de unde ți-a venit ideea, parfumuri lansate în anul tău de naștere. Păi, este chiar parfumul pe care mi l-am cumpărat, pe care l-am văzut pe Instagram. Parcă asta v-am zis și în live, că cred că am fost întrebat acolo. Am văzut pe Instagram un parfum, mi-a plăcut foarte mult sticluța, l-am căutat pe Fragrantica și așa am văzut că a fost lansat în 1984 și așa mi s-au aprins beculețele și am zis ok, și care sunt celelalte parfumuri lansate în 1984 și uite, am dat peste dita mai lista. Deci, anul meu de naștere, 1984, dacă sunteți născute, născuți în 84, let me know, thumbs up, dacă vreți să-mi spuneți dacă nu este ok. Dacă sunteți născute, născuți printr-un alt an, nicio problemă, pentru că Fragrantica vă rezolvă, găsiți acolo toată informația de care aveți nevoie. Și acestea fiind spuse, haideți să trecem la subiectul de astăzi, parfumuri lansate în anul meu de naștere, adică 1984. Și nu o să înșir toată lista, să vă citesc parfumurile așa, ca la catalog, pentru că oricum nu le cunosc, n-am ce să vă spun despre ele. Dar o să menționez câteva. Și o să vă explic de ce le menționez tocmai pe acestea și nu pe altele. Și la final vă arăt și ce mi-am cumpărat și parfumul de la care a pornit totul. Primul pe care vreau să-l menționez, de la Chanel Coco, care de altfel nu știu dacă are legătură, dacă este sau nu întâmplător. Eu vreau să zic că da, are legătură, dar nu. N-are nicio legătură anul lansării cu anul nașterii și cu faptul că îmi place foarte mult acest parfum de la Chanel. De altfel, cred că este singurul care într-adevăr îmi place 100% și singurul pe care mi l-aș cumpăra 100% de la Chanel. Coco. Este un warm, spicy, amber, sweet. Este un pic diferit, că un pic diferit, este diferit față de foarte multe parfumuri care s-au lansat în 1984, chiar este diferit și față de cel pe care l-am ales până la urmă să mi-l cumpăr. Aș fi ales Coco, dar no Coco. Not enough Coco pentru Coco, știți ce zic? Așa că am mers pe ceva mai pe buget. Care nu e nici ăsta super, super ieftin, dar a fost bugetul meu la momentul respectiv. Da. Coco de la Chanel, diferit față de multe parfumuri lansate în 1984, un warm, spicy care mă duce cu gândul fix la preparatele de sărbători, unde folosim foarte multe condimente de genul scorțișoară, cuișoare, anason. Este un parfum destul de persistent. Vă spun lucrurile astea pentru că eu știu parfumul, l-am testat, nu l-am avut niciodată, dar l-am testat, m-am dat cu el și na, am o impresie, încă l-am în memorie pe Coco. Da, destul de rezistent mi se pare mie, nu neapărat genul acela care să lase o dita mai dâră în urma lui, dar rezistent, persistent, elegant, foarte cald, foarte cozy și cumva acolo este în lista mea de dorințe, poate când o să fac 40 de ani, că o să facă și Coco 40 de ani, poate că atunci o să mi-l cumpăr, o să mi-l fac așa cadou de la mine pentru mine. Eu cu Chanel am o relație de love-hate între ghilimele, pentru că anul ăsta am vrut să-mi iau Chanel 5, până la urmă mi-am dat seama că nu mi se potrivește, că nu este pentru mine și sunt alte parfumuri în genul Chanel 5 sau care au fost lansate, au avut ca inspirație, l-au avut pe Chanel 5 ca inspirație, care îmi plac și mi se potrivesc mult mai bine decât Chanel 5. Mi se pare că nu am dicție, oricum nu am dicție, dar de data asta cred că praf cu dicția. Da. Eu sunt aici ca să iasă cum trebuie, știți? Sunt așa pe idei să le dau pe toate, să nu ratez nimic, să nu uit nimic și să fie cum vreau eu să fie acest clip, care oricum nu o să fie, dar
Anul acesta insistam eu cu Chanel 5 pentru că am împlinit 100 de ani parfumul. El a fost lansat undeva în mai. Eu sunt născută în mai și nu știu ce am făcut eu legătura asta, că oricum nu sunt născută în ziua în care s-a lansat Chanel 5. Știți ce zic? Da. În fine. Deci Coco, da, îmi place foarte mult. Poate o să mi-l cumpăr, uite, când fac 40 de ani, să fie așa o legătură. S-ar putea până atunci să-mi schimb poate gusturile, preferințele, prioritățile, etc. Dar am început cu parfumul pe care îl știu, lansat în 1984, Coco de la Chanel, care beneficiază și de o extensie de gamă foarte generoasă și în timp ce eu am vorbit despre parfum, v-am și lăsat câteva postere cu parfumul, cu reclamele de atunci, care mi se par atât de frumoase și atât de senzuale și atât de elegante și atât de feminine, deci superbe. Hai să depășim momentul cu Chanel-ul și să ne ducem către un alt parfum lansat în 1984, un parfum pe care nu îl știu, dar cumva l-am într-un wishlist pe Sole, pe Notino, nu mai știu. Cred că și pe Sole și pe Notino și pe toate site-urile cu parfumuri unde l-am găsit, l-am pus la favorite. Mă refer aici la Isatis de la Givenchy. Este un woody, white, floral, sweet, warm, spicy, dar și aldehidic. E cu de toate parfumul ăsta. Nu-mi pot imagina cum miroase efectiv, nu-mi pot imagina. Deși aici, știți că pe Fragrantica este zona aceea cu This Perfume Reminds Me Of. Adică acest parfum îmi amintește de și utilizatorii votează, uite, mi-amintește de asta sau de asta. Și cu ce a fost comparat? Cu, uite, cu un parfum de la Gilles Sander pe care l-am avut și l-am dat mamei, Number 4 parcă se numea, drăguț parfumul acela, nu potrivit pentru mine, dar destul de drăguț, ci care semăna cu ceva de la Bourjois, ceva ce v-am arătat în colecția mea de parfumuri, Clean Doei, sper că am pronunțat corect, Passion, da? Care semăna și cu Van Quatre Faubourg, dacă seamănă cu Van Quatre Faubourg, atunci este genial pentru că ador Van Quatre Faubourg de la Hermès. Care semăna și cu Diva. Acum, cum să vă spun, Diva de la Emmanuel Ungaro n-are nicio treabă cu Van Quatre Faubourg. Deci, uite, cum miroase parfumul ăsta? Nu știu. O să aflu la un moment dat când o să fie vremea lui. Asta vreau să spun. Da, deci Isatis ăsta de la Givenchy pare foarte interesant și o să aflăm. O să aflu, adică eu. Acum, pe lista asta sunt foarte multe parfumuri. Uite și un Hermès, Parfum d'Hermès, fix așa se numește, ceva de la Ted Lapidus, dacă nu mă înșel, așa se numea, Creation, pe care l-am văzut pe Sole, doar că nu era originalul Creation, era o variantă relansată și am zis, mă, nu e același lucru. Bun, hai să ajungem la parfumul, că despre asta, de fapt, vreau să vorbesc mai mult, parfumul pe care mi l-am ales. Acum, eu am văzut parfumul acesta pe Instagram și, cum spuneam și la început, mi-a plăcut sticluța, l-am căutat și am văzut că e lansat în 1984. Nu eram musai să-mi-l iau pe ăsta, puteam să iau oricare alt parfum lansat în 1984. Nu de alta, dar am constatat că nu am nimic în colecția mea lansat în 1984. Dar am zis, mă, vreau să-l aleg pe acesta pentru că de la el a pornit totul până la urmă și hai, de ce nu, încerc un parfum nou, este un blind buy, am zis, dacă e un fail, e un fail, dar nu este un fail. Știți ce zic? Și parfumul pe care l-am ales este de la Paloma Picasso și fix așa se numește, Paloma Picasso Eau de Parfum. Haideți să vă arăt, discutăm și despre Paloma Picasso și despre parfum, să vă arăt sticluța. Cutia este roșie, sticluța vine în această carcasă neagră, foarte frumoasă de altfel, da? Miroase foarte bine, este un parfum care mă duce cu gândul cumva la anii 80. Și o să vă spun exact la ce mă duce cu gândul. Și să știți că nu este întâmplătoare combinația de nuanțe, negru cu roșu, pentru că aceste două nuanțe, aceste două culori, de fapt, au fost preferatele, că ea este încă în viață, dacă nu mă înșel, Paloma Picasso, sunt culorile ei preferate și, na, a folosit... Ea s-a folosit de culorile preferate în designul cutiei și sticluței parfumului. Dacă o să vă întrebați, Paloma Picasso are legătură cu Pablo Picasso? Da, are legătură, e fisa, adică e fica lui.
nu este un parfum întâmplător, adică n-a venit tipa asta să zică, vreau și eu un parfum, să am un parfum cu numele meu. Nu, ea a crescut înconjurată de parfumuri pentru că bunicul ei matern se ocupa de parfumuri, crea parfumuri, etc. Deci a crescut înconjurată de lumea asta a parfumurilor, plus n-a înconjurată de lumea, să zic, artistică, fiind fiica lui Pablo Picasso. Deci are sens totul, da? E ca o poveste care are sens și toate se leagă și așa s-a ajuns la acest parfum. Talentul ei artistic, uite, vă citesc despre ea, este moștenit de la tatăl ei și ea a creat, a fost designer de bijuterie pentru Yves Saint Laurent și Tiffany's. Da, ați auzit de Tiffany's, cu siguranță toată lumea, la fel și de Yves Saint Laurent. Parfumul ei preferat este Chanel 5. Și culorile ei preferate, negru și roșu, ca un simbol al puterii. De aici, vă spuneam și la început, de aici toată combinația asta. Este un parfumul ăsta este destul de elegant, este un șipră, cumva un pic poate că amintește de Chanel 5, fiind parfumul ei preferat, probabil că l-a avut în minte ca o sursă de inspirație, dar ce vă spuneam mai devreme, Chanel 5 nu e pentru mine, dar ăsta, da. Este un parfum... un parfum rece, dacă pot să-i spun așa, un parfum destul de rece, nu are nimic cald, învăluitor în el, este un parfum destul de rece, un parfum pe care îl văd acolo în moda anilor 80, cu părul acela super tapat, cu umerii un pic mai umflați așa și bluzele acelea bufante, cu mânecile bufante. Îl văd acolo, este un parfum elegant, dar nu eleganța aceea pe care o știm astăzi, nu eleganța Chanel, de exemplu. Hai să mă dau cu el, nu m-am dat cu el pentru că astăzi n-am avut chef de el, dar în fine, acum o să mă dau un pic cu el. Parcă acum că-l miros, parcă mi-amintește o idee de cabotin de Gre, de la Madame Gre, un pic parcă mi-amintește, oricum este în acea zonă de parfum rece. Este, vă spun, super rezistent, super, super rezistent pe piele, miroase toată ziua, nu scap de el, în sensul bun pentru mine. Ca așa, siaj, nu e. Este, dar nu este. Nu e genul ăla de parfum care să-l lasă o dita mai dâră în urma lui. Este un floral, zic eu, destul de bine construit, care mie personal nu mi se pare că se transformă foarte mult pe parcursul zilei. Are ceva acolo care rămâne. Ia, stați să verific un pic notele. Ca să vă spun exact ce mi se pare mie că rămâne. Coriandru, are coriandru. Eu cred că o să devină nota mea preferată, coriandrul, pentru că am foarte multe parfumuri cu coriandru și îmi plac. Da, un pic rămâne coriandru ăsta, într-adevăr. Are și ceva dulce, dulceag acolo, poate... nu știu, poate să fie de la trandafir, dulceața asta pentru că are și o notă de trandafir. Are patchouli, are iasomie, ylang ylang, mimosă, vetiver, sandalwood. Sunt o groază și o groază de note, toate unite, combinate în Paloma Picasso, lansată în 1984, că despre asta discutăm. Îmi place foarte mult, deși este un blind buy și l-am cumpărat cumva cu anumite idei în gând, chiar îmi place foarte mult, este un parfum care se potrivește pentru perioada în care ne aflăm, ca anotimp mă refer, este un parfum destul de rece, care se simte bine, se simte destul de bine, atipic, nu o să simți prin jurul tău că mai miroase cineva Paloma Picasso, este diferit față de ce avem în prezent. Și da, cam asta ar fi cu parfumuri lansate în 1984. Nu știu cât interes prezintă pentru voi acest clip, mai ales dacă nu sunteți născute în 84. Dar mie mi s-a părut un subiect interesant. Uite, sunt curioasă dacă voi știți vreun parfum lansat în anul vostru de naștere, dacă l-aveți, dacă ați găsit ceva care să vă placă, să ziceți, wow, este senzațional, sau nu v-a interesat niciodată acest aspect. Uite, până să dau peste ăsta, nu mi-am pus vreodată întrebarea oare ce parfumuri au fost lansate în 1984. Am încheiat. Gata. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii, ce v-am întrebat mai devreme și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și King Quest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune. Mua! La revedere!